Salutare, prieteni! Sunt Mihaela Rusu și vă mulțumesc că și astăzi ați ales să rămâneți alături de mine la lecția de viață. Îi salut atât pe cei care ne ascultă la Radio Vocea Speranței, dar și pe cei care ne urmăresc pe Speranța TV. Așa cum v-am promis data trecută, și astăzi ne aflăm în aula Academiei Române, iar alături de mine am invitat pe domnul academician Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. Vă mulțumim în primul rând că ne-ați primit la dumneavoastră aici și că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. În emisiunea de data trecută vorbeam împreună și ne-ați creionat un tablou atât de frumos despre ceea ce înseamnă situația de criză, cumva ajutându-ne să nu vedem doar partea negativă a lucrurilor, pentru că e clar că tendința noastră este de multe ori să exagerăm poate sau să vedem doar partea goală a paharului, fără să ne uităm că există și speranța, așa cum spuneați dumneavoastră, trebuie să ne bazăm foarte mult pe partea aceasta, pentru că avem nevoie să ne ajutăm din interior pentru a face față situației. N-aș vrea să trec mai departe fără să nu remarc faptul că ați amintit că sunt oamenii total diferiți și reacționăm în mod diferit. Și cumva ar trebui să mergem pe o informare corectă și pe o educație foarte bună pentru a putea ține pasul cu vremurile acestea. Stăteam și mă gândeam, domnule academician, apropo de discuția noastră, de felul în care a apărut mass media și a început să vorbească despre situația pandemică. Și cu toții știm că de multe ori caută senzaționalul și apar cu titluri de multe ori apocaliptice. Poate fi cumva starea aceasta de anxietate sau de temere pe care o sesizăm în rândul populației venită și din cauza aceasta a mass mediei, care de multe ori a exagerat. Cum vedeți dumneavoastră, care ar trebui să fie rolul mass mediei într-o situație de criză de genul acesta? Am să abordez conceptual problema, că nu vreau să-mi fac judgment pe unii reprezentanții mass mediei care cu toată m-au atacat că nici nu am înțeles de ce. Probabil că n-aveau altă țintă mai interesantă decât mine. Da, în sfârșit nu m-a deranjat, dar m-am mirat. Problema este așa. Mass media este o putere în stat, da? Păi dacă ești o putere în stat și ești conștient de puterea ta, folosește-ți puterea în interesul societății. Nu împotriva societății, adică generezi anxietate, generezi știri false, generezi o dezordine și o teroare în rândul oamenilor care uite ce a scris în ziar, uite ce spune, uite ce a zis nu știu unde la ce post, uite la nu știu ce a zis la ce post de radio sau mai știu eu. Pentru că, dragii mei contemporani, problema este că noi facem parte din această societate. Iar societatea, la un moment dat, s-ar putea să se comporte dezorganizat și agresiv și periculos și să fim în consecință să fim toți victime. Să rezulte o victimizare a întregii populații cu sacrificii. Și sacrificii și pierderi. Pentru că problema este să ne menținem mintea, să ne menținem înțelepciunea, să ne comportăm coerent, să luăm măsuri, să ne protejăm, să-i ajutăm pe oameni să înțeleagă prin mesajul nostru de presă, să-i ajutăm să priceapă că numai aceste măsuri pot să ne ducă la depășirea momentelor critice. Depășirea unei crize este un moment greu pentru o societate. Depășirea, eu știu, poporul român a trecut prin două războaie mondiale, cel puțin, dacă nu mai multe incidente agresive și revoluții și etc., mișcări populare, dar uneori a trebuit să sufere ani de zile, să stea prin, eu știu, subsoluri mai insalubre, să se ferească de bombardamente, să se ferească de agresiuni, să se ferească de dușmani, să se retragă în munți. Deci iată că perioadele acestea de bejenie, de suferință au trecut peste poporul român și a reușit să iasă cu înțelepciune, cu rezistență, cu capacitate de adaptare la greu și la solicitări uneori extreme. Deci a manipula în sens negativ populația este, după mine, este o notă foarte proastă. Este un aspect extrem de negativ.
Adică, la o astfel de chestiune, toate forțele sociale trebuie să fie consenzuale, să fie sinergice, să protejăm populația, să o protejăm și psihic, și moral, comportamental, material, cu mijloace, toate pentru a depăși momentul de criză. Să depășim criza, care poate să dureze luni sau ani de zile. Deci această coerență, această sinergie socială este esențială și determinantă pentru toată lumea, inclusiv pentru mass-media. Mai ales în situațiile de mai ales în credeți că ar trebui cumva să existe niște reglementări în ceea ce privește aspectul acesta sau libertate totală a cuvântului și a felului în care gestionează situațiile? Ar trebui cumva... Pe mine mă deranjează profund și personaje de-astea ciudate care sunt promovate în mass media, care bagatelizează. Ce adoră la prostia asta? Ce? Nu mă feresc, dumne, că o gripă ușoară. Dumne, asta demobilizează. Exemplul ăsta prost, dacă iei 100 de oameni și îi întrebi dacă i-a influențat sau nu, constați, chiar dacă nu îi întrebi, că au fost influențat într-o populație, eu știu, de 10, 20, 30%, de exemplu acelui personaj ciudat care face pe zmeu, care își dă cu părerea și se află în treabă. De fapt, nu l-a întrebat nimeni și apare pe post dat de cine? De mijloace? Mass media. Dat pe post ca să arate, uite ce face Nea Giger la Vântatul. Ceea ce nu este băiatul deștept al vremurilor. Nu să, este inadmisibil, adică deci eu măcar nu-i popularizat, nu să-i sancționăm. Pentru că aceasta demobilizează și generăm victime. Cine îți dă ție dreptul să generezi victime? Să faci în jurul tău oameni care nu se supun regulilor. Nu e impuse de guvern, că nu guvernul le-a făcut. Ci medicina. Medicina lumii. Nici medicina românească, măcar noi, și noi la rândul nostru sunt cei care citim și scriem și încercăm să învățăm lumea să se comporte cum trebuie. Deci, pe mine, scuzați-mă, chiar mă indignează și această lipsă de coerență și de umanism, de bun simț, de civilizație, de civilitate, e de educație. Nu s-a admisibil în comportamentul social. În societatea românească, secolul 21, ai fost pe la școală, stimate domnule, câte clase ai făcut? Ai învățat, ai auzit ce e la un virus? Dacă l-ai auzit, pune mâna și uită-te pe internet și hai să vezi ce e un virus. Că se moare de virus. Nu murim toți, dar ar fi culmea. Probabil că ar crede numai când ne-am așezat morți, după am murit toți pe străzi și ar fi străzile pline de cadavre. Sau în cazul în care este familia implicată. Sau familia. Da. Îți moare bunica, îți moare mama, îți moare tatăl. Mai mor și din ăștia tineri? Că uite și copii, că nici copii. Nimeni nu e perfect. Ce dacă e tânăr înseamnă că e perfect sănătos? Ce e? Noțiunea de perfect sănătos nu există. Există o vulnerabilitate în orice individ. Păi, recent auzeam de tineri de 31 de ani care sunt fără copii, patologii. Și copii. Exact. Aparent fără patologii. Dar dacă le iei la bani mărunți, constați că nu e chiar așa fără patologii. Are e ceva, greu de vorbit de perfect, sănătatea perfectă. Nu există. Fiecare individ are o vulnerabilitate. Deci, haideți să ne astâmpărăm zonă. Dat-o cu părere, așa aflat, întreabă, este un pericol social. Deci, eu dezagrez astfel de comportamente pentru că nu folosește societății umane. E anti-uman. Este inadecvat. Este irresponsabil. Și nu se face așa. Iar atunci când vorbim de mass media, ar trebui să conștientizeze influența pe care o au asupra populației. Dar de ce dă pasul de indivizi îi dă pe la televizor? Ca să ce? Ce exemplu dau ei? De bășcălie? De multe ori caută senzaționalul. De prost gust. Scuzați. Dar exact cum discutam înainte de emisiune, cred că ar trebui să ne întoarcem exact la valorile de care spuneam că televiziunea trebuie să educe oamenii și să-i ajute să înțeleagă aspectele acestea. De asta și noi la Lecția de Viață am zis că stăm de vorbă cu domnul academician Victor Voicu, pentru că dumneavoastră studiați domeniul acesta, cercetați domeniul acesta, aveți o carte pe care ați scris-o recent, acum în vremurile acestea. În ultimele două luni. În ultimele două luni, că tot spuneam în emisiunea de data trecută, ca să-mi umplu mintea, scriu și studiez și cercetez. Spuneți-ne câteva cuvinte despre această carte, care este exact pentru timpurile acestea. Exact, cum zic engleză, up to date, este actualizată, reprezintă o sinteză a cunoștințelor despre pandemia COVID-19. Care este
Pandemia COVID-19 înseamnă pandemia, deci la nivel epidemie globală, COVID-19 e boala. Nu știu dacă lumea știe. Că asta înseamnă COVID-19, cum am zice, scarlatină, sau cum am zice, ciumă. COVID, așa se numește, ciudat, mie nu-mi place cum au denumit-o, din anumite considerente. Germanele se numește SARS-CoV-2. SARS-CoV-1 a fost unul dinaintea lui, ăsta e o altă speță. E mai agresiv decât, e de 10-20 de ori mai agresiv din punct de vedere al contagiozității. Al răspândirii. Băiatul ăsta, SARS-CoV-2, scuzați. Deci, redactorii suntem, nu că redactorii, coordonatorii, că nu suntem chiar redactorii. Noi am lucrat cu oameni foarte competenți, cu un fel de șef de problemă, un fel de lideri de domeniu. Deci, eu, academicianul Cernescu și profesorul Irina Popescu, suntem coordonatori, adică am luat legătura, am stabilit proiectul, etc. Și sunt... Sunt 44 de autori, conduși de lideri, în 14-15, și cartea are, sigur, are capitole care, cum spuneam, acoperă epidemia, mecanisme epidemiologice, descrierea virusului, cum se transmite, gazda și factorii de risc, adică individul, ce susceptibilități are, ce vulnerabilități, unde are slăbiciune, comorbiditățile, adică alte boli, comorbidități, alte boli la aceeași persoană, tablou clinic, diagnosticul, cum se pune diagnosticul? Se poate clinic și de laborator. Ăla de laborator e mai exact, ăsta clinic, tablou clinic poate să semne și cu altă boală, cu o gripă. Este o carte care poate fi accesibilă pentru oricine, chiar dacă nu a studiat medicina, sau în principiu ar trebui sigur să aibă cunoștințe? Sigur că poate fi accesibilă pentru oricine care are un anumit grad de educație. Dar nu înseamnă că înțelege tot. Da, înțelege cât trebuie. Înțelege cât trebuie, o citești, să pleacă cu atenție. Așa, bolile cronice în contextul pandemiei. Adică ce facem cu ceilalți bolnavi? Interesează lumea, domnule, unul care a avut infarct în antecedent sau are un nas bronșic. Ce facem cu el dacă are o situație critică și trebuie să-l interneze? Are unde? Sigur că are unde. Se păstrează. Sau ce se întâmplă dacă face boală? A? O altă problemă. Diabetul, obezitatea, sunt factori de risc. Diabetul, obezitatea, aici sunt descrise toate aspectele astea. Tratamentul. În general, și tratamentul în secțiile de terapie intensivă, adică situațiile grave și severe, da. delicate. Leziuni histopatologice, strategia Ministerului Sănătății și așa mai departe. Adică e o carte quasi completă. Urmează ediția a doua sau o să vedem dacă îi zicem ediția a doua. Acum am discuție cu colegii care ar fi cel mai potrivit sau să-i zicem un convolum, o continuare. Între timp, v-am spus că eu scriu. Se completează tabloul. Se completează, am să dezvolt și puțin partea de tratament farmacologic, adică cu medicamente. Tratament farmacologic înseamnă... Pentru cei care nu ne-au ascultat de la început, trebuie să le menționăm că sunteți și medic și profesor de farmacologie și toxicologie și vorbim cu un specialist în domeniu, dacă... Da, deci ar putea să întrebe cineva ce să bagă voi cu chestia asta, cu COVID-ul, cu virusul? Păi, aș putea să răspund așa, cu toată bolitețea. Un farmacolog, un farmacoterapeut, este cel care recomandă mijloace de medicamentoase pentru o anumită boală. Și deci el cunoaște domeniul medicamentului global, în ansamblu. Că sunt boli pentru boli cardiovasculare, că sunt boli infecțioase, că e diabet, că sunt boli pulmonare, etc. Deci, toată ansamblul farmacologiei conține medicamentele care le utilizează medicul curant, internistul, cardiologul, diabetologul, etc., să-și trateze bolnavii specific. Deci, de aceea noi ne cuplăm foarte bine, ca o mănușă pe domeniu. Așa este. Că ne adresăm cu unei entități care este boala, trebuie să găsim și să înțelegem și remediul. Pentru că înțelegând în profunzime boala, cu mecanismele ei, cum se produce, ce organe atacă, ce se întâmplă cu țesuturile, ce se întâmplă cu celulele, ce se întâmplă cu nenorocirea asta, că se întâmplă. Se întâmplă, e foarte agresiv virusul. Care e mijlocul și cum facem să ajungem la ce trebuie?
Mă bucur foarte mult că suntem la momentul în care ajutăm publicul să fie informat și le spunem există surse pertinente de unde puteți să vă luați informațiile. Nu stați, nu așteptați să vi se dea anumite rezultate, cercetați singuri, pentru că doar singuri puteți să înțelegeți aspectele respective. Revenim puțin la situația de criză de ansamblu, de care spuneam și în emisiunea de data trecută. Cum ați caracterizat dumneavoastră felul în care clasa politică, acum, dincolo de culoarea politică a fiecăruia, a reacționat la această criză? Considerați cumva că eforturile depuse ne ghidează către luminița de la capătul tunelului, cum s-ar spune? Cum vedeți? Bun, cum am încercat eu să spun într-un context anterior, deci lideri, că sunt politici, că sunt medici, că sunt oameni care intervin în educația populației, sunt o parte a peisajului, iar populația, lumea, e dincolo. Deci, între aceste două părți, doi parteneri, care trebuie să fie parteneri generoși, care să se respecte reciproc, să se iubească chiar, pentru că au scopuri comune. Să scapă, să iasă din criză întregi. Și unii și alții. Deci această comunicare și această capacitate de a convinge cealaltă parte, și o parte și cealaltă trebuie să aibă deschise toate capacitățile de comunicare și de percepție. Să înțeleagă și ce spun cei din fața lor, iar și ei să asculte și invers. După impresia mea, cei de la putere au făcut eforturi să mobilizeze instituțiile medicale, să mobilizeze structurile de comunicare, să comunice către populație. Poate că ritmul acestor restricții, pentru că, vedeți dumneavoastră, din păcate, câteodată trebuie să facem și politică, să facem frumos la populație, să ne relaxăm. Chestia asta, cuvântul ăsta, relaxare în pandemie, mi se pare o ciudățenie. Trebuie să recunoaștem că a fost înțeles care pe mine mă jenează, că a fost înțeles prost. Hai să ne relaxăm și hai să ne destrăbălăm. Când ne relaxăm noi în viața de toate zilele? Ne relaxăm într-o oră, două, nu? Când am terminat munca, când eu știu, ne relaxăm puțin după masă, eu știu, sau ne relaxăm când ne ducem la culcare, etc. Dar hai să ne relaxăm la nivel populațional? Atenție, n-au înțeles bine deloc. Pentru că relaxarea asta a dus la creșterea la 3500 de cazuri pe zi. Wow! Este groaznic! Ia face socoteala în 10 zile, în 100 de zile, păi, fraților, ajungem să ne contaminăm toată populația în ritmul ăsta. Unde-i mai internați? Intrăm în criză a sistemului deja sanitar. Deja se vorbește că nu mai sunt locuri. Intrăm în criză a sistemului sanitar. Nu să mai avem paturi de internare, nu să mai avem terapie intensivă, nu să mai avem medici, o să îmbolnăvesc și medici, că îi contaminăm noi. Atenție! Intrăm într-o situație de o criză inimaginabilă, un pericol construit de noi din prostia noastră și din incapacitatea de percepție corectă a realităților. O pandemie nu e glumă. Asta nu e o glumă. Boala asta, COVID-19, nu e o boală ușoară. Chiar dacă nu murim toți, nu trebuie să murim toți. Cele mai catastrofale epidemii în istorie n-ajung să depășească 30%. Știi, realizați ce înseamnă 30% dintr-o populație? Găsești cadavere, sari peste cadavere, pe străzi. Vă aduceți aminte Italia la începutul ei? Exact. Ce se spunea? Se spunea în presă, că nu au unde să mai pună morți. Și era o decizie de pe el îl lăsăm la aparat, pe el nu îl lăsăm. Corect. Da. Alegeau cine trăiește și cine nu. Exact. Este îngrozitor pentru un medic să pățească așa ceva, să fie pus într-o astfel de situație. Pe mine mă sperie lipsa de înțelepciune a unei părți din populația noastră. Fraților, nu vă mai jucați cu viața, că, de fapt, încă o dată faceți ce vreți cu viața voastră, dar ce aveți cu restul? Că poate, ceilalți poate că nu vor să se supună regulilor voastre. Adică hai să murim cu toții. Este, repet, relaxarea nu se produce, de fapt, niciodată într-o pandemie. Ce e aia relaxare?
Să renunțăm la măsuri? Au înțeles greșit, termenul. Da. Încă o dată, voi vă relaxați în timp de viață normală, fără pandemie. Ce înseamnă că vă relaxați? Toată ziua sunteți relaxați, fratele, eu știu că mergeți la muncă, că aveți treabă, că faceți mâncare la copii, că vă duceți la serviciu, că aveți grijă, aveți necazuri, aveți boli obișnuite prin familie. Cum adică hai să ne relaxăm? E o formidabilă. Adică chestia a fost catastrofală. Și ca dovadă că rezultatele sunt proaste. Se văd. Se văd. Da. Nu e nevoie să am eu dreptate, că se vede. Citeam un articol recent și spunea că fostul președinte american Barack Obama a avertizat într-un discurs susținut în 2 decembrie 2014 că lumea se va confrunta cu o posibilă pandemie. Și la vremea respectivă a cerut alocarea de fonduri. Din câte am sesizat, erau 5 miliarde de dolari pe care domnia sa le cerea pentru a fi investite în sistemul pentru pregătire medical, pentru pregătire. Solicitarea a fost respinsă de Congres la data respectivă. Și stăteam și mă gândeam, oare nu cumva se întâmplă cam cum se întâmplă în România, când tot timpul iarna ne ia prin surprindere și tot timpul vorbim la anul ne pregătim mai bine? Și anume că și Statele Unite și ulterior mapa mondul a fost luat cumva prin surprindere, deși au avut o avertizare venită la nivel înalt. Aveți dreptate. Abordarea e foarte corectă. A dat impresia. Eu, sincer, am fost undeva, poate pot să spun chiar indignat, la nivelul actual al științei mondiale. Exact. Că vorbim de pandemie, nu? Vorbim de știința mondială. Este inadmisibil că nu s-a admis ipoteza, merge pe ipoteză, să știți, că noi crizele le putem anticipa ipotetic, analizând factorii care pot genera o astfel de situație. Păi atâta timp cât s-a produs criza aia de epidemică restrânsă de SARS-CoV-1 și MERS, Middle East. Exact. Deci a fost epidemie, mai restrânsă, dar a fost. Ce motive avea să credeți, frații mei, oameni de știință ai lumii, că nu s-ar putea produce o pandemie potențială? Admiteți teoretic. Ce genera chestia asta? Concentrarea unor forțe semnificative ale lumii, ale cercetării, pentru vaccin și antivirale specifice. Eram cu tot o altă poziție acum. Deci, revenind, pentru o criză te pregătești de război în timp de pace. Așa este. Este și adagiul latin. Deci, aperi țara de război în timp de pace. Te pregătești, îți formezi resursa umană, îți folosești, aduni resursele materiale, tot ce trebuie ca să combați o epidemie. Tot ce trebuie ca să combați un cutremur, consecințele unui cutremur. Tot ce trebuie ca să combați incendii de anvergură, să combați inundații și așa mai departe. Deci o țară, un stat trebuie să pregătească din timp de pace, în timp de liniște, pentru prevenirea și combaterea stărilor de criză. Crize grave care pot afecta grav populația țării sau lumii. Exact cum spuneați dumneavoastră, s-au trecut prin experiențe de genul acesta. Au fost și războaie cu pierderi umane, războaie atomice, adică cumva, uitându-ne în urmă, am putea spune viața ne-a dat niște lecții pe care ar fi trebuit cumva să le învățăm și să considerăm la momentul respectiv, am trecut pe aici, sperăm că data viitoare nu ne vom mai întoarce într-o situație de genul acesta și totuși suntem într-o pandemie. Adică optimismul are limitele lui, dar cei înțelepți, cei care conduc lumea trebuie să aibă consilieri de anvergură, oameni vizionari, oameni care știu să găsească soluții, oameni care știu să proiecteze planuri de protecție, de apărare și așa mai departe. Deci optimismul e una, dar măsurile de prevenție pe termen mediu și lung a populației sunt obligatorii și orice stat trebuie să aibă planuri de intervenție, resurse umane și resurse materiale, aprovizionate din timp. Exact cum spuneați, cumva, ai nevoie în situația de față, vorbind de pandemie, ai nevoie de vaccinul acesta, ai nevoie de antivirale.
lucruri pe care nu le poți scoate peste noapte. Că e clar că ai nevoie să faci teste pe vaccinul respectiv, să vezi dacă totul... Dacă vrei să-l faceți a doua ani ușor, când știi să faci. Exact. Când știi, când să, știi, faci. Da. Când știi adică să faci. Mergem ești pe varianta aceasta. Ești specialist în vaccinologie, știi să faci vaccinul. Cum sunt cei de la Moderna, nu... Exact. Știți. Stau și mă gândesc dacă nu cumva s-a cam pierdut controlul în situația s-a de față. Control. Și nu știu dacă oamenii, societatea, oamenii de știință, dar cineva a pierdut controlul, asta e clar. Deci oamenii de știință nu întotdeauna au decizia. Oamenii de știință au expertiza. Adică nu poți să-i acuzi, deși am așa niște îndoieli, că poate trebuia să tragă un semnal de alarmă. Oamenii de știință sunt oameni care își văd de laboratoarele și de știința lor. Însă ei trebuie să fie consultați de lideri, de liderii politici, de conducătorii lumii. Conducătorii lumii trebuia să-i cheme. Dom'le, cheamă experții de la Institutul Pasteur, de la Institutul nu știu care, de la Institutul Koch sau de la Institutul nu știu care din Statele Unite. Cheamă experții. Ce facem, dom'le, în caz de... Uite, se vorbește de o epidemie de anvergură, o pandemie. Ce facem? Care sunt problemele? Ce tip de pandemie ar putea fi? De tip viral. Bun, ce facem? Care ar putea să fie un virus care ar putea să invadeze lumea? Asta s-a întâmplat. S-a declanșat prin decembrie sau ceva de genul 2019 și a ajuns într-un an de zile că a cuprins lumea. Mai puțin de un an, în câteva luni a cuprins lumea. Deși dacă vă aduceți aminte, la început, când a pornit în China, toată lumea spunea, noi suntem departe. Da, în Wuhan. Da, noi suntem departe. Și era până evident de ce a pornit acolo. Exact. Era iar la mintea cucoșului de ce a pornit acolo. Adică și ne tot ascundeam după deget, de ce din zona aia, de ce. Haideți, domnule, vorbiți serios, chiar nu înțelegem. Păi oamenii ne-au scris, pe jleu, au scris pe larg și cu explicit. Și am prins și eu puțin în cartea asta. Nu era subiectul meu să identific eu sursa, dar evident că nu e natural. E așa brusc, a făcut mutația și a devenit agresiv, contagios pentru om și a cuprins lumea. E, nu, chiar așa. Chiar așa, credeți orice prostie. Din câte am citit și eu, o mutație de genul acesta nu se face brusc. Nu, dar nu sare de la animal, nu? La om, de la liliac, exact. Sau de la niște animale intermediare, mai sunt niște animale mai caragioase, așa, pangolinul. Gata să sări la om. E, nu chiar așa. Nu e. A, se poate face, dar întâi îl pregătești în laborator. Adică arzi etape în laborator. A, da, se poate. Arzi etape și se face repede în câteva. Într-o lună, două. Eu spun ce se poate. Restul, fiecare să gândească pe seama personal. Cu siguranță, după ce va trece toată situația aceasta, o să se afle și oamenii de știință își vor spune cuvântul la momentul respectiv. Noi am jucat și colaboratoarele alea, i-am și ajutat cu mulți bani. Ce să mai... Asta este prostia umană, costă. Vedeți, prostia e infinită, înțelepciunea e foarte limitată. Așa zice Einstein, un băiat deștept. Ne-am omenesc. Care credeți că sunt lecțiile pe care ar trebui să le învățăm în situația de față? Pentru că vorbeam mai devreme de situații prin care societatea, la nivel internațional, a trecut și totuși nu și-a învățat lecțiile și ne aflăm, uitați, într-o altă pandemie. Care sunt lecțiile pe care credeți dumneavoastră că ar trebui să le rețină la momentul acesta cu privire la situația în care trăim? Cred că prima lecție e ca și la energia atomică. Omenirea, dragi oameni, locuitori deocamdată ai planetei. Mai multă înțelepciune cu utilizarea științei. Știința a căpătat dimensiune, o forță uriașă, care, dacă nu e controlată, în loc să fie utilă omului și valorilor sale, civilizației, culturii, bunei stări, satisfacție morale și intelectuale, să devină armă, să lichideze. Să genereze chinuri, să distrugă civilizații, să distrugă oamenii. Adică această incapacitate de a evalua corect forța științei ar putea să fie extrem de periculoasă. Și numai cei care conduc și oamenii de știință trebuie să fie coerenți și să fie realiști, pentru că pericolul este real.
utilizarea științei în alte scopuri decât cele pentru care a fost ea destinată, să favorizeze dezvoltarea omenirii și bunăstarea ei și valorile ei, cum spuneam, morale, culturale, științifice. Utilizarea în alte scopuri ar putea duce la dispariția omenirii. Aici este apelul care eu l-aș face, fiind conștient de ceea ce spun. Atâta timp cât avem biologie sintetică și putem face orice genemene în orice moment, trebuie să ne gândim bine la ce facem. Credeți că vom învăța lecțiile acestea? Uitându-vă așa. Eu spun că eu rămân optimist. Rămân optimist pentru că sunt dator să rămân optimist. Eu cred că vom reuși să stăpânim. Altfel, în omenirea, perspectivele sunt extrem de sumare, de sumbre. Și sumare în același timp. Nu aș dori să trec cu vederea experiența dumneavoastră medicală, de care am tot amintit și cu siguranță, așa cum le spuneam prietenilor noștri, trebuie să le reamintesc că sunteți profesor de farmacologie și toxicologie și președinte al secției de științe medicale a Academiei Române. Cu siguranță ați auzit și dumneavoastră în ultima vreme vorbindu-se despre medicii din România și am auzit ipostaze, sunt eroii noștri, sunt cei care ne salvează viața. Am auzit variante cu sunt torționarii, cei care ne țin acolo, care ne țin în spitale deși nu avem simptome grave. Sau o altă categorie care spuneau este jobul lor, trebuie să-și facă treaba. Cum îi vedeți dumneavoastră pe medicii români? Deci, haideți să o luăm așa. Poate reușim să fim raționali și să lucrăm cu elementele care le avem la dispoziție. Suntem într-un război biologic, da? Într-o criză. Tot în criză. Și societatea încearcă să reacționeze cu ce? Cu niște forțe. Cu armata sa. Care e armata? Medicina. Medicina românească. Medicii români. Medicii români și personalul medical român și instituțiile aferente. Păi dacă ăștia sunt armata noastră și sunt linia întâia, păi ăștia îi respecti sau nu îi respecti? Îi umilești sau îi tratezi cu dispreț și cu agresivitate și cu mitocănie în loc să le mulțumești? Pentru că ei stau zi și noapte, unii sunt obosiți, nevărăzați. Sunt în gărzi tot timpul, sunt continuu, au mulți bolnavi, saloanele sunt pline. Unii sunt în situații grave, văd scene cumplite, văd morți. Păi ăștia trebuie să-i disprețuim? Nu cumva ne-a luat Dumnezeu mințile? E ca și cum ne-am distruge o armată în plin război. Păi distrugem armata, domnule, că ăștia, uite, nu ne-au apărat. Acolo au fost învinși. Mă luăm, se întâmplă. Așa se întâmplă. Mai murim. Nu reușim să înfrângem tot, dar reușim. Sunt sute de... zeci de mii care au... chiar 100.000, 100.000 vindecați. Păi, în acest context, medicina românească merită toată considerația, tot respectul, toată dragostea și toată prețuirea. Pentru că medicina românească e armata noastră. Armata noastră de linia întâi. Dacă n-ar fi ei, n-aș vrea să-mi imaginez ce s-ar putea întâmpla. Această atitudine că ne țin în spital deși n-avem nimic, păi, mitițelule, s-ar putea să te simți bine, dar ești contagios. Ești contagios, ai încă examenul de testul de laboratorie, porți încă virus în tine. În loc să zici mersi că te ținem aici, că-ți contaminezi și familie, mai ne și înjuri. Vedeți, inconștiența și lipsa de educație ne apasă foarte greu. Societatea românească, repet, 40% suntem analfabeti funcționali. Școala românească a avut un eșec absolut catastrofal în ultimii 30 de ani. Școala românească și statul român. Ceea ce este foarte grav. Este extrem de grav. Este extrem de grav. E mai rău ce comunismul te trimite căuta. Te trimitea la școală. În comunism s-au format oameni. Toate generațiile care suntem acum în funcțiune, suntem formați în comunism. Dar ne-am dus la școală ca lumea și am învățat și nu... Și în condiții grele, mergeam 3 km pe jos, iarna, pe fiscol. Era joacă, aoleu, ce facem mititelul, că ducem cu mașina la școală. Până nu cunoști greutățile vieții și nu ai educație să reziști la impactul cu problemele vieții, iată dovada, că intri într-o criză de asta și nu știi să faci față.
Și se pare că e greu, că da, trebuie să spui și mască, trebuie să te spăli și pe mâini, nu trebuie să te mai duci la dans, la chefuri, la nu știu ce. Ei, uite că apărește asta. E un fel de lecție de viață, să știți. E un fel de lecție de viață. Așa se numește emisiunea mea. Exact. Stau și mă gândesc la un lucru. În momentul acesta, așa cum spuneați în emisiunea de data trecută, putem să vorbim de un război epidemiologic. Război biologic. Asta e arma biologică. Și e clar că în situația aceasta avem nevoie ca sistemul medical să fie bine pus la punct. Dar nu doar în situația aceasta. La modul general, pentru că vorbim de că prioritatea are viața, are sănătatea întotdeauna trebuie pusă pe primul loc, iar o societate conștientă ar trebui să aibă în vedere că sănătatea populației, liderii care sunt la conducere, că sănătatea populației este cea care primează. În condițiile acestea, oare de ce nu au fost investiții făcute în sistemul medical așa foarte cum ar fi trebuit? Mi-ați dat? N-ați vrut să spuneți chiar ce o să spun eu acum, dar aveți dreptate în conceptual. Adică depindem de ei, sigur că te pregătești de război în timp de pace. Aperi sănătatea populației, școala medică, susțină școala medicală românească, care e puternică și foarte performantă, 200 de ani. Dar trebuie cadru instituțional. Exact. Cadru instituțional, medicii nu vin cu mai cu hainele pe ei și să se rezolve problemele cele mai grave de supraviețuire a unui bolnav, eu știu, de COVID sau în stare de gravă sau sever. M-am luptat 30 de ani de zile să nu, cât am putut și eu pe partea mea, mai strigând, mai ținând lung cuvântul, mai nu știu ce, Institutul Cantacuzino, cât pe ce să-l desfințez, de câteva ori până l-a luat armata. În sfârșit, acum el a adăpost și de mult am susținut, acum 25 de ani, să intre în subordinea armatei. Unii vreau să mă pună chiar pe mine director, dar nu trebuia mie așa ceva, că aveam alte drepturi. Deci, iată ce tendințe penibile au unii care ne conduc. Să desfințeze Institutul Cantacuzino. În loc să-l dezvolți, să-i crești capacitatea, să producă vaccinuri, să producă produse biologice care să protejeze organismul uman în care în versus infecțiile grave, periculoase. Institutul de Virusologie, noroc că e la Academia Română și coordonăm noi. Dar nu avem încă resurse să-l dezvoltăm pe măsura care ar merita. Dar avem un institut de virusologie, dar ele trebuie dezvoltate, amplificate, crescută resursa umană și resursele materiale, pentru că acestei românii sunt deștepți în momentul când sunt educați. Românii sunt performanți, trebuie să le creezi condiții să fie performanți. Numai astfel faci față și o să vedeți că perspectiva, eu sunt mai în vârstă, nu să le văd, perspectiva este că impactul de acest fel o să mai avem. Omenirea se va mai confrunta cu impact de acest tip, de tip pandemic. Cu germeni care încă nu poți să-i controlezi. Încă nu ai vaccin, încă nu ai antivirale și așa mai departe, sau antimicrobiene, etc. Aceasta este tendința inevitabilă a omenirii. Din multe motive pe care am încercat să le spun altă dată, dar nu le mai reau. Deci, da, te pregătești de război, din timp de pace, formezi oameni, formezi specialiștii, formezi ce trebuie, formezi institute de cercetare, crești capacitatea și performanța resursei umane, că de fapt aici este secretul. Oamenii sunt cei care creează. Stăteam de vorbă cu prietena mea care este medic infecționist și spuneam, în facultate n-am învățat cum trebuie să faci față unei pandemii. Nu. Nu am avut cursuri de așa ceva. Nu, să învață ulterior, ca specialist. Nu. Exact. Nu. Adică, cumva, fiind, spuneați că sunt în linia întâi, e clar că sunt în linia întâi și de multe ori nu conștientizăm valoarea existenței lor în viața noastră. Eu să ne imaginăm că n-ar fi. Exact. Doamne ferește. Cu atât mai mult cred că ar trebui cumva tras un semnal de alarmă și cei care sunt în măsură, liderii politici, cei care vizează aspectul acesta, să investească în domeniul acesta. Pentru că nu e o investiție pentru moment, e o investiție în viața de mai târziu. E ceea ce urmează pentru generațiile viitoare. Interesant și subiectul care l-ați abordat. Sunt două domenii care nu întotdeauna au fost răsfățate sau aproape deloc.
de bugetul țării, de modul care a făcut alcătuit bugetul țării. Educația, adică învățământul și sănătate. Păi mai luăm de la sănătate, că nu ne ajung la nu știu unde. Păi la 6-7% la sănătate, eu știu. Dacă e destul. Pentru că e la bugetul nostru. 6-7% din bugetul nostru, atâta cât e el. Dar când strângi banii și vezi cam ce a rezultat, constați că sunt foarte puțin. Că nu e 6-7% ca din bugetul Statelor Unite. Depinde la ce te referi, depinde da? La parametru care te raportezi, nu? Deci, aceste două domenii, educația, sănătatea și hrana unui popor, sunt trepiedul de supraviețuire. Esențial. Educația, sănătatea și hrana. Dacă îmi dai altcineva încă un domeniu, n-am nimic împotrivă, facem un pătrat. Dar cred că trepiedul ăsta e vital. Dacă îl susții, ai șanță ca o națiune să meargă înainte. L-am ascultat recent pe Ministrul Sănătății care spunea că pandemia aceasta reprezintă o ocazie unică pentru un medic, că nu te întâlnești de două ori în viață cu așa ceva și cumva ducea discuția către pasiune, către cei dăruire, care... Nu? Da. Aspectul acesta. Stăteam și mă gândeam dacă nu cumva pandemia aceasta poate fi pentru unii un motiv de a se dezvolta și de a vedea că este o posibilitate de a investi ceea ce au învățat în aspectul acesta, sau poate fi cumva o piatră de moară legată de gâtul medicinii românești? Exact. Nu, este un moment de performanță. E un moment de performanță și, după părerea mea, au făcut față onorabil, au făcut față cu succes și cu performanță chiar, la nivelul posibilităților noastre. Dar dacă ne uităm bine și peste gard, ca să zicem așa, constatăm că alții nu au fost mai performanți ca noi. Adică competența este la nivelul adecvat. E la nivelul lumii competența școlii medicale române. Este evident. Că poate resursele sunt mai modeste, dar s-au făcut eforturi. Ministrul Tătaru chiar s-a zbătut, personal chiar mai impresionat. Îl vezi că este implicat și îl vezi că nu pregetă să se implice. Ceea ce e jos pălăria. A fost o întâmplare fericită că a fost el ministru, doctorul Tătaru. Dar problema este că va fi singurul moment. Nu, noi trebuie să ne gândim că oricând avem neșansa să intrăm într-o criză. Într-o criză cu implicații sanitare generate de tot felul de întâmplări nefericite. Deci, sistemul sanitar trebuie să fie capabil să intervină în criză. De diverse tipuri. Să facă Le-am față. Enumerat în context. Exact. Cum credeți că se va încheia situația aceasta? E clar că nu sunteți... Pot să prevăd, nu e mare scofală, nu se ghicesc. Pot să prevăd pe niște baze raționale. Deci, o să apară vaccinul, însă e cu cântec, nu e chiar așa de... Apare vaccinul și gata, toată lumea e fericită. Într-o altă emisiune am abordat... Exact. Încă un aspect pe care ar trebui să-l reținem e că nu știm când va apărea vaccinul. Nu știm că nu. Hai să zicem că apare după sfârșitul anului, apare spre jumătatea sau sfârșitul anului următor. Problema este că trebuie să apară, după ce sunt experimente destul de largi care să ne dovedească că este eficient. Trebuie să vedem pe cât timp e eficient, produce imunitate. Luni, nu mai mari de luni, pentru că noi avem experiența deja de la actualii bolnavi. 4-5 luni, care cam își așa. Pierd imunitatea după câteva luni. Da. Anticorpii dispar. Și ăsta e o caracteristică de armă biologică. Eu nu vreau să sperii pe nimeni, dar vreau să le atrag atenție. Deci și faptul că te vaccinezi acum nu înseamnă că o să fii vaccinat ca la variolă pentru toată viața. Cei care avem cicatricea asta pe braț, că nu avem generațiile voastre, cei tineri nu le mai aveți, pentru că blocându-se deci epidemia prin vaccinarea unor generații, s-a blocat sușa, nu mai există la nivel, e eradicată se numește. Există însă sușe undeva la marile puteri, le-au ei pe undeva puse, revenind. Deci nu se pune problema că dacă ai făcut vaccinul anticovid, ești vaccinat pe toată viața. Încât treaba
ne dăm un semnal de alarmă și de mare prudență. E bine că apare ca să stopăm această epidemie, dar nu garantez că nu va mai apare o prosecvență dacă lumea se comportă prostește. Să știți că nu mai avem foarte mult timp la dispoziție. A fost o adevărată plăcere și lecție de viață pe care ne-ați oferit-o dumneavoastră. Aș vrea să vă ofer posibilitatea de a transmite din nou un mesaj celor care ne-au ascultat și astăzi și celor care ne-au urmărit la televizor. Cum ar trebui să se raporteze la situația de criză prin care trecem? Cum ar trebui să ia în seamă, spuneam în emisiunea de data trecută, faptul că sunt niște reguli? Supune-te! Vorbim de libertate, într-adevăr, de libertate de mișcare sau asta, dar dacă suntem într-o situație de criză, cumva ar trebui să fim conștienți că doar respectând anumite reguli și urmând o anumită disciplină putem să trecem cu bine de această situație. Ați spus bine. Educația își pune amprenta în situații de criză. Un popor educat depășește cu mai multă ușurință, cu mai multă șanse, cu mai mult succes, cu supraviețuire și în condiții rezonabile, decât un popor needucat care nu se comportă după reguli. Pentru ce înseamnă un popor educat? Un popor care înțelege necesitatea. Am încercat eu să vă spun în alt context că inteligența înseamnă supunerea la obiect. Dom'le, e o situație care nu e convenabilă. E război, e criză epidemică, e moarte în jurul nostru. Care sunt regulile? Păi regulile spun cei care ne conduc, nu neapărat care ne conduc politic, care conduc acest proces de apărare a poporului, a populației împotriva acestei pandemii. Adică medici. Dom'le, trebuie să te ferești, singura soluție ca să scapi de aia, e să te ferești ca individ. Ferindu-te ca individ, ferești și pe cei din jurul tău și ferești populația. Dacă individul nu se contaminează, nu se contaminează nici cei din jurul. Dar faptul că bagatelizăm și luăm în glumă astfel de reguli este destul de periculos și ne expunem cu toții la uneori la o moarte sigură, ceea ce chiar nu e de dorit, pentru că e din prostie. Deci, într-o criză, disciplina, educația și disciplina este esențială. Supunerea la regulile impuse de situație, nu de oameni. Situația impune regulile. Pentru toată lumea e valabil. Nu conducătorii nu se supun și plebea se supune obligată. Nu, nu e adevărat. Toată lumea trebuie să se supună. Egal. Și mai este un alt lucru. Tot timpul am auzit vorbindu-se că tinerii s-ar putea să treacă mai ușor de o situație de genul acesta. Ok, ești tânăr, dar trebuie să conștientizezi că lângă tine sunt părinții, bunicii. Conștientizarea faptului că ei ar putea fi cei care dau mai departe, iar este un... E sigur așa. Dacă aspect. Se comportă așa, sigur vor fi verigă de transmisie a bolii la nivel populațional, cu consecințe foarte grave, inclusiv pentru tineri. Pentru că, zicem, mortalitatea e, să zicem, 10% per global, eu o să o facă 3%, dar o să fie și ei printre cei care generează mortalitate. Domnule academician Victor Voicu, vă mulțumesc mult pentru că ați acceptat să fiți alături de noi la lecția de viață. Vă mulțumim că ne-ați găzduit astăzi în aula Academiei Române. Vreau să vă mai invit alături de noi, pentru că îmi dau seama că avem foarte multe lecții de viață pe care putem să le învățăm de la dumneavoastră și dacă timpul v-ar permite, ne-am bucurat foarte mult să mai veniți la emisiunea noastră. Probabil pot să accept, dar dacă nu discutăm lucruri tot atât de grave și uneori dramatice... Nu, sperăm să nu. Mai găsim și altele. Așa cum spuneați în emisiunea de data trecută, găsim și partea optimistă a vieții și ne axăm pe direcția aceasta. Mulțumesc. Dragi prieteni, suntem la final de emisiune. Vă reamintesc că alături de mine a fost domnul academician Victor Voicu, vicepreședinte al Academiei Române. Am filmat în aula Academiei Române și mulțumim pentru această posibilitate. De asemenea, menționăm faptul că dânsul este medic, profesor de farmacologie și toxicologie, președinte al secției de științe medicale din Academia Română, membru corespondent din străinătate al Academiei Naționale Franceze de Medicină în cadrul Diviziei de Științe Biologice și Farmaceutice. Până data viitoare, când ne vom întâlni să învățăm o nouă lecție de viață, aveți grijă de voi. Pe curând!